există la nivelul primăriei municipiului Brăila o comisie în acest sens. Am avut ieri o discuție cu domnul secretar pentru actualizarea celor care fac parte din comisie, datorită faptului că unii nu mai lucrează în cadrul primăriei municipiului Brăila. Și cred că în cursul zilei de astăzi vom avea finală componența acestei comisii. Primarul nu va face parte din această comisie ca persoană. Dar acum să mai spun un lucru din punctul meu de vedere extrem de dur privind acest caz. Cei care au funcții de conducere trebuie să-și asume la un moment dat lucrurile pe care le decid sau dispozițiile pe care le dau. În această situație, cred că este de demnitatea fiecăruia să își asume, pentru că am constatat că este un lucru repetitiv și dacă inițial domnul Cacui a declarat că agentul respectiv i-a spălat mașina fără să știe, prin apariția celei de-a doua fotografii constatăm că este un lucru obișnuit, iar această comisie nu trebuie să facă să răspundă acarul păun sau cel mai mic, și trebuie să răspundă cel care are atribuțiile principale în acest domeniu. Adică, din punctul meu de vedere, nu trebuie să cadă vina pe cel mic, pe agentul care poate uneori de frică, de rușine, din dorința de a fi subordonat sau cât mai fidel, loial șefului, să răspundă acesta. Și aceștia au vina lor, cu siguranță, pentru că poate n-au avut curajul de a lua atitudine. Depinde foarte mult ce vor declara atunci când vor fi și dânsi chemați la audieri. Dar, repet încă o dată, nu consider că trebuie să răspundă acarul păul. Comisia aceasta de disciplină din cadrul primăriei are dreptul legal să-l demită pe domnul Hahui? Statutul funcționarului public este unul nediscutabil, prevăzut de lege. Și acolo sunt anumite sancțiuni care se pot lua în funcție de gravitatea faptei gradual, plecând de la cea mai blândă dintre ele, care începe cu mustrarea, și în funcție de repetitatea cazului, de gravitatea lui, de faptul dacă este la prima, la a doua, la a treia abatere, poate ajunge până la reținerea unor drepturi salariale pe o perioadă de timp, interzicerea avansării pe o perioadă de timp și, în final, demiterea persoanei respective. Eu mai am o întrebare. Domnul Traian Jiba are biroul acolo sau în altă parte? Acolo, tot acolo. Dar într-o altă zonă a clădirii. Dar nici da? Dânsul nu vedea acele mașini care erau spălate frecvent? Poate și dumnealui s-a spălat mașina. Nu știu să vă răspund. Deci, în acea comisie a trebuit introdus și domnul Jipa, deci și la pachet. Sunt lucruri diferite aici. Din informațiile pe care le aveți, a doua fotografie este din altă zi? Din punctul meu de vedere este dintr-un alt interval orar sau din altă zi, pentru că se văd alte mașini parcate pe alte poziții în spate. Nu este făcut în același moment. Și alte persoane care o spală? Cred că da.